Cu siguranță ai văzut măcar o dată pe YouTube un clip sau un live în care oamenii își făceau tastaturile custom, de la carcasa până la placă, switch-uri, keycap-uri și așa mai departe. Ei bine, și eu am avut o perioadă în care mă uitam numai la clipuri de astea și mai aveam atâtica până când să îmi bag și eu nasul în domeniul ăsta, pentru că e un complet domeniu, zic eu, treaba cu tastaturile custom. Treaba e că toată distracția asta te costă atât de mult încât am zis pas și mă bucur că nu m-am băgat și în treaba asta pentru că deja m-am apucat de mult prea multe sporturi, camere, microfoane, PC-uri custom, setup-ul ăsta și ce mai vedeți pe aici și asta mai lipseasă, dau și 2000 de lei ca să-mi fac o tastatură sau poate chiar mai mult de 2000 de lei. Sunt doar carcase care costă peste 1000 de euro din alea custom, metalice și cromate sau mai știu eu cu ce plating pe ele. Deci dacă cumva microbul ăsta cu tastaturile custom ți-a intrat în sânge, e bine, e un hobby foarte costisitor. Ce avem noi aici astăzi este o tastatură de la Kiris care este construită cam cum sunt construite tastaturile alea custom foarte scumpe, numai că nu ajunge la un preț din ăsta fabulos, ce este undeva la 575 de lei, dacă nu mă înșel, dar sincer să fiu, performează Cred că foarte aproape de o tastatură full custom. Salutare tuturor, eu sunt Flash și astăzi o să vorbim despre Achiris Adara, noua tastatură a celor de la Achiris, pe care am testat-o nu mai mult, nu mai puțin de 24 de ore până în acest moment. 24 de ore sunt mai mult decât suficiente pentru mine ca să îmi formez primele impresii despre tastatură și exact acum 24 de ore a ajuns la mine. Am testat-o când editam videoclipuri, am testat-o când lucram, acolo nu o să vedeți cadre. Apoi mai pe seară am testat-o la 3 meciuri de counter și pe tot parcursul live-ului, iar apoi m-am culcat bineînțeles. Deci am testat-o atât pe Mac cât și pe PC, iar pentru cei care nu au răbdare să se uite la tot clipul și vor doar să știe dacă e bună și dacă să-și o cumpere, răspunsul pe scurt este da, veți fi șocați, sau cel puțin nu știu, eu am fost șocat când am desfăcut tastatura. Mm, nice. Wow. Prima impresie dinainte de prima impresie, singura tastă care are nițel de joc e space-ul și are joc mult mai mic decât foarte multe tastaturi, inclusiv tastatura mea. Oh, da. Wow. Wow, 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 wow. E mult mai strâmt decât space-ul de pe tastatura mea. și putea spune cu vreo 60%, poate chiar mai bine. Pare foarte închegată tastatura, foarte, foarte bine închegată. Ce detalii! Hai să începem așa cu povestea, mă sună Bebe de la Chiris, știți că noi suntem prieteni foarte buni. 2, 2. Ma. Mama, mama, ce le-a dat, pleci și dacă tot facem clipul ăsta în stil vlog, de ce să nu povestim un pic? Ei bine, mă sună să vorbim despre ceva și la un moment dat îmi zice, băi, dar nu vrei tu să-ți aduc o tastatură și să o testezi repede weekendul ăsta și să facem un clip de primele impresii? Ba da, cum să nu, m-a prins într-un moment foarte bun, să spunem. În vreo oră două de când am vorbit, mă sună că e jos să cobor să iau tastatura. Nu știam eu o mare chestie despre ea, în afară de faptul că e cea mai nouă tastatură de la Akiris și știam că are placa montată pe garnituri, este gasket mount tastatura și pe lângă asta știam că este cu foam și cu toate cele și că e mișto, dar nu mă așteptam să fie așa cum am descoperit-o atunci când am deschis cutia. O să zic asta din start pentru că nu vreau să uit să menționez chestia asta în clip. Eu nu am mai pus niciodată mâna pe o tastatură mecanică, bineînțeles, care să aibă un joc atât de mic la taste, adică space-ul, care e tasta cea mai wobbly, cam pe orice tastatură, pe tastatura asta are un joc extrem, extrem de mic și pe lângă asta este moale, ca să zic așa. Nu are sunetul ăla metalic, că se zbate tasta aia liberă acolo. Știți ce zic? Având în vedere că space-ul e cel mai mare și ar trebui să fie cel mai wobbly, vă dați seama că Celelalte taste gen Shift, Control, Caps Lock și așa mai departe care folosesc stabilizatoare sunt și mai ferme. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Am aici pe telefon niște informații cheie despre tastatură, informații de la lansarea ei și o să vi le citesc, așa ca și mici feature-uri și chestii pe care ar trebui să le știți despre ea. Numele Adara vine de la cea mai strălucitoare stea în lumină ultravioletă. Tastatura are 95 de taste, iar formatul este compact 1800. O să vedeți că este puțin diferit față de tastaturile cu care suntem obișnuiți. Nu e nici TKL, nici full size este o combinație între, este fix formatul ăla care am eu impresia că e cam printre cele mai populare când vine vorba de tastaturi modate sau custom. Switch-urile țin 100 de milioane de apăsări, deci poți să scrii pe chat pe live fără să ai grijă că ți se vor strica switchurile într-un mod prematur și să apeși like. Punctul de activare este la 2 mm. Switchurile sunt Haimu Pink, în cutie se găsesc și Haimu Blue care sunt tactile, sunt lubrifiate din fabrică și totodată și stabilizatoarele sunt lubrifiate pe tastatură, dar spoiler, tastatura se poate demonta până la ultimul șurubel, iar dacă tu vrei să ți o desfaci și să ți o bibilești, pe lângă că ai o grămadă de scule în cutie adică cele cu care scoți switch și kick urile poți să o iei la puricat piesă cu piesă și să o mai lubrifiezi tu, să mai modifici ceva pe la ea dacă ai idei și așa mai departe. Deci există și posibilitatea asta dacă vrei să o faci bucăți și să ți-o faci tu și mai custom decât ea din fabrică, poți să o faci, să îți pui tu amprenta pe ea, dar sincer să fiu, o să vă zic din start, ca să nu zic asta la final, tastatura asta ar fi destinată din punctul meu de vedere celor care nu vor să-și bată capul cu toate chestiile astea custom minuțioase, delicate și vor acel rezultat din urma asamblării unei tastaturi custom, dar îl vor dea gata. Și cred că e o chestie foarte bună pentru că și eu dacă aș avea buget pentru o tastatură custom, poate nu aș avea chef, timp și răbdare să o fac pentru că durează destul de mult să o bibilești, iar atunci o ai de gata. Bun, hai să vorbim un pic despre gasket mount pentru că ăsta e punctul cheie al tastaturii. Ea nu e ca orice tastatură normală, nu este o placă fixă pe care sunt niște switch și este foarte rigidă, ci placa este montată pe niște suporturi siliconice, garnituri, ceva de genul ăsta, adică moi, iar acest lucru o face ca sunetul, în primul rând, să fie diferit față de tastaturile clasice, să nu mai fie atât de zgomotoasă, să fie un pic mai înfundat, așa cum le place modărilor de tastaturi, iar pe lângă asta o fac mai silențioasă și mai flexibilă. O să vedeți dacă vă luați tastatura asta că atunci când apeși pe o tastă un pic mai tare decât apăs eu în general, ea se lasă. Practic tot suportul ăla se lasă și e amortizat de acele garnituri. Ei bine, chestia asta o făceau cu greu modării de tastatură acum ceva timp. Nu știu dacă acum treaba a mai evoluat și sunt mai multe. Probabil că sunt mai multe piese pe piață de unde pot alege și sunt prefabricate și nu trebuie să se chinuie cu improvizații. Dar asta e unul din lucrurile pe care oamenii care mă dau tastatură îl căutau. Și fiți atenți aici, placa este montată pe garnituri de silicon. Pe lângă asta este o folie antivibratoare din silicon pentru PCB, spumă EVA, dacă ar citi Adam brief ăsta ar fi foarte gelos, pentru atenuarea zgomotului este spuma asta, adică absoarbe cum fac bureții ăștia de prin spatele meu de aici, iar toată treaba asta amortizează vibrații și modifică zgomotul pe care îl produce tasatura. Chestiile astea o fac mai silențioasă și mai plăcută, e foarte smut, e o plăcere să scripea, să... Știi ce zic? Și hai să lăsăm un pic specificațiile și să vorbim despre tastatură în sine. Prima chestie pe care o vezi e o carcasă de plastic și niște switch -uri. Sper că nu am zis switch-uri la kick sincer. PBT Double Shot, deci calitate foarte bună, nu se șterge scrisul de pe ele, iluminarea este foarte smooth, iluminarea este realizată foarte bine și totodată animația de atunci când pornești prima dată tastatura, când pornește PC-ul este foarte mișto. keycap sunt în două culori, negru cu alb, iar space-ul acesta pe care îl vedeți aici este al doilea space, este cel simplu care se regăsește în pachet pentru că ea vine cu un space un pic mai lat, custom care nu a fost prea pe placul meu ca și design, ca și desen, deși ca și formă era interesant. Dacă nu-ți place arcul cu Cupidon, poți să spui space normal. Dar cum spuneam, mi s-a părut că arată mai bine tasatura cu ăsta simplu și l-am montat pe ăsta, pe l-am pus în cutie. Ca și design, mai vedem o placă din plexiglas pe care e laser logo Achiris și marginea este mătuită astfel încât să dea un efect foarte mișto al iluminării și nu mă așteptam să fie transparent prima dată când am văzut tastatura, dar după ce am văzut cum e realizat mi s-a părut foarte tare, arată foarte slick, cum am spune dacă am vorbit pe canalul în engleză. În afară de asta, între numpad și restul de taste se află ledurile pentru numlock, caps lock, scroll lock și tasta de Windows dacă o blochezi sau nu. Se aprinde becul, iar pe spatele tastaturii avem două piciorușe care îți permit să îi reglezi înălțimea în două poziții, patru piciorușe de cauciuc dacă o ții pe birou exact așa cum este ea, așa cum fac eu și mufa USB-C pentru că tastatura are cablu detașabil iar pe lângă cablul detașabil are pe spate trei canale pentru routing al cablului pentru wire management, vrei să arate biroul tidy, poți să tragi cablu pe stânga, pe dreapta sau pe mijloc în funcție de cum ai tu setup-ul. Încă un lucru foarte important de menționat este că tastele sunt îngropate, adică nu vin peste nivelul marginii tastaturii. Chestia asta face ca tastatura să arate mai bine, să se simtă mai bine, dar să fie un pic mai greu de curățat, dar Achilles are soluția pentru chestia asta pentru că include în pachet dita mai mătura. Creați că glumesc? Chiar e o mătură de tastatură. Ciu -ciu -ciu. Și se și desface și ai un vârf de peniță de stilou <laughs> și încă o perie pentru zonele care trebuie curățate mai cu atenție, zonele mai inaccesibile. Iluminarea pe lângă că arată bine, by default, că RGB-ul este realizat așa cum trebuie și bineînțeles sunt și alte efecte, nu doar ăsta de rainbow, e ajutată de faptul că sub chichepuri stratul este dintr-un plastic alb și ce face plasticul alb? Reflectă lumina colorată bine. Ați da like? Am uitat să menționez că pe spatele tastaturii se află un switch care îți permite să comuți între Windows și Mac. Ea by default vine pe Windows, bineînțeles, dar dacă ai Mac, un MacBook, un Mac, un altceva de la Apple, nu știu ce ai mai putea să ai, atunci tastatura va funcționa perfect și va trece pe o altă mapă pe care să poată comunica și să se înțeleagă foarte bine cu Mac-ul, adică să-ți meargă toate tastele așa cum trebuie să meargă. Ca și prima impresie despre tastatură, mi s-a părut foarte interesant faptul că tastatura cumva e orientată și către Mac, pentru că pe fiecare tastă avem gravat simbolul hotkey-urilor de pe MacBook, adică avem Control Option Command, iar rândul de sus de taste de funcții au fix hotkey-urile care sunt pe Mac, din câte îmi dau eu seama, sau cel puțin o parte din ele, iar ele funcționează foarte bine, ceea ce e super mișto. În orice caz, cred că singurul care a testat-o pe Mac nu prea folosește lumea pe la noi. Și acum haideți să vorbim un pic și de rău despre tastatură, pentru că știți că sunt sincer cu voi în review-uri. Ei bine, am un singur minus pentru ea și acesta este puțin ciudat și am stat un pic ca să înțeleg de ce e așa tastatura. Ei bine, tasta de săgeată sus este singura tastă care mie nu-mi place cum se simte la tastatura asta și pot să zic că ăsta ar fi un minus. Când apești tasta de săgeată sus, dacă nu apeși fix pe mijlocul ei și o apeși un pic pe margine, practic să-ți pice degetul așa pe ea, atunci o să atingi și marginea de la carcasă. Chestia asta ar putea fi rezolvată dacă ai pune o tastă, un kick mai înalt pe tasta de săgeată sus, iar eu inițial am crezut că kick folosit este un pic mai slim, mai puțin înalt decât restul, ceea ce nu este adevărat pentru că m-am uitat după și toate la fel, dar pur și simplu chestia asta e pentru că există spațiul între săgeți numpad și restul de taste. E o mică bordură acolo, iar dacă tastele ar fi fost lipite toate, cum am mai văzut eu pe la alte tastaturi, cu siguranță nu s-ar fi întâmplat chestia asta. Nu, nu e o chestie deranjantă, dar e singurul, efectiv, singurul minus pe care l-am găsit la tastatură și bineînțeles că trebuie să-l menționez, că oricum niciun produs nu poate să fie perfect și nu are nimeni de ce să se supere. Și acum să tragem și o concluzie înainte să se umple al doilea card de memorie. Nu mă învăț odată să-mi cumpăr și eu cardurile alea mai mari. Dar nu înainte să vorbim despre accesoriile care se află în cutie. Bineînțeles că cei de la Kiri s-au inclus o grămadă de accesorii, așa cum ne-am obișnuit la fiecare produs. 700 de cabluri, 700 de chestii, 700 de... Oh, cabluri! Ha, vorbeam de cablu! N-am vorbit despre cablul tip aviator, este cablul cu arc din asta, cum se cheamă? Mă rog, e spiralat și arată bine pe birou. Majoritatea modelilor de tastaturi au cel puțin un cablu de genul ăsta în colecția lor, cu o spirală mai mare sau mai mică sau mai uh, groasă, ca și diametru, habar nu am, dar denumirea de aviator vine de la mufa aceasta de metal care efectiv îți permite să desparți cablul în două. Din punctul meu de vedere nu are niciun sens și niciodată n-am înțeles chestia asta, dar da, se practică la tastaturile custom folosirea acestor cabluri. Eu unul nu, nu mi-aș pune așa ceva, dar îi înțeleg de ce l-au pus. E simplu, au făcut o tastatură custom by default. Se poate numi așa? Și atunci au vrut să meargă până la capăt. Dacă tot au făcut-o în stilul ăla să fie cap-coadă și apreciez decizia asta, s-au gândit foarte bine. Iar spirala cablului este un pic mai depărtată față de tastatură ca să-ți permită să rutezi cablul. Prima dată am zis, ok, de ce e atât de departe? Iar după am înțeles, lungimea asta de aici este perfectă astfel încât să poți duce cablul și pe dreapta prin canalul de routing și pe stânga. Deci are un sens. În orice caz, dacă o să fac tastatura asta main, probabil că o să-i pun un cablu normal pentru că prefer să am un cablu cât mai mic, slim și fără spirală, mufe de aviator și așa mai departe. Revenind la cutie, tastatură manual, cablu, keycap puller, switch puller, cadou, accesoriul pentru curățat tastatura, adică mătura, știu că e perie, fac și eu puțin mișto, spacebarul și 20 de switch-uri, acelea blue, tot haimu, care sunt mișto, dar nu sunt de ajuns ca să-ți faci toată tastatura tactilă. Mă, și dacă tot puneți atâtea accesorii, nu puteți să puneți și voi niște carduri UHS 2 de 128 de giga sau de 256, doar zic așa, nu că și acum hai să tragem și concluzia concluziilor și să vă zic că, da, din punctul meu de vedere, tastatura își merită banii. Eu am fost surprins când am văzut tastatura, se simte foarte, foarte solid, e grea, e bine închegată, se vede că nu are spații goale pe interior pentru că acea spumă și acele garnituri și toate piesele cu care este ea construită o fac să fie un întreg bine închegat. Feelingul tastelor este mișto, sunetul tastelor este mișto, keycapp-urile sunt de o calitate foarte bună, double shot PBT, cam ce caută toată lumea în ziua de azi, e rușine să dai 1000 de lei pe o tastatură și să nu aibă switch-uri double shot PBT. Sper că nu am zis switch-uri la keycapp-uri, sincer. Chiche pur nu switch-uri, ați înțeles voi. Iluminare care arată foarte bine, o poți dezmembra, o poți repara, ți se strică un switch ca ai scris tu prea mult pe live seara la CSGO se Face it. ei bine, îl schimbi, ai și switch-uri în pachet, easy. O altă chestie care îmi place și probabil că am mai zis-o, nu știu dacă în review-uri sau pe live, este că Achiris evoluează și încearcă să facă din ce în ce mai bine lucrurile. Din punctul meu de vedere, ce lipsește foarte, foarte, foarte mult la produsele Achiris este un soft, dar știu că este imposibil de făcut în momentul de față, pentru că brandul este mic, este un brand local, nu sunt worldwide sau sunt, dar sunt la început, adică nu este undeva acolo sus cu brandurile mari ca să-și să... A, 200.000 de, de coco? Da, mă, bro, hai, fă și nouă un soft și după aia lansăm noi azi o tastatură, mâine două mouse-uri, două perechi de căști, mai dăm 10 mii pe bucată să le integrați în soft. Știți ce zic? Adică... Dar probabil că o să ajungă și acolo la un moment dat. Dacă o țin tot așa, direcția lor este foarte bună. Perifericele sunt de calitate și sunt accesibile ca și preț comparativ cu brandurile premium. Din câte am văzut la voi pe live, în comentarii, pe Insta și așa mai departe, majoritatea sunteți foarte mulțumiți de perifericele de la ei și atunci mă bucur să vă chestia asta, mă bucur că nu doar mie îmi plac, ci vă plac și vouă, pentru că ăsta e un lucru foarte bun e super satisfying să apeși pe tastele astea. Deci cam astea au fost primele mele impresii, majoritar numai de bine, de rău foarte puțin, chestia cu tast dar nu e ceva wow, nu e ceva de speriat. Un review full probabil că o să facem, dar după ce o să folosesc tastatura mai mult Timp. Deși probabil cam asta o să fie părerea mea și acolo, pentru că dacă ți-a plăcut din start o tastatură, nu prea are ce să se schimbe atât de mult pe parcurs. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să punem review-uri din ce în ce mai des pe canal și dacă vă place tastatura, foarte important, vreau să știu dacă vă, vă place. Vă reamintesc că aveți reducere la PC Garage la absolut orice comandă cu codul Amfleș, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un Cico și foarte, foarte tare este faptul că avem și noi acum cod de reducere pe shopul Akiris de 10%. Finally, exact ca pe PC Garage și vă urez o zi cât mai bună în continuare, spor la tastat. Eu am fost Flash, sper că nu am zis switch-uri la chichepuri up sincer.